ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia. Astăzi o să facem biscuiți umpluți cu ciocolată și o să avem nevoie de 125 de grame de unt. Acesta este unt la temperatura camerei. 125 de grame de zahăr. Avem nevoie și de un ou. Un praf de sare. Praf de copt 8 grame și în jur de 300 de grame de făină. Acum o să vedem, 280, 300, 310, depinde. Depinde câtă apă are untul și cât de mare este oul. Și o să mai avem nevoie și de coajă de lămâie sau esență de vanilie, esență de rom, ceea ce vă place. Eu pun coajă de vanilie de portocală cu coajă de lămâie, rasă, în borcanel, cu zahăr și se păstrează. Ia uitați. Și când am nevoie, iau. În momentul când eu am cumpărat lămâi sau portocale, că sunt biologice și coaja este foarte bună de mâncat, atunci e orat, nu arunc și o pun cu zahăr și se menține foarte bine la prăjituri, la frigider pentru prăjituri. Să știți că am emoții. Și o să începem cu untul și o să-l amestecăm cu zahărul într-un bol și o să le punem așa în aici. Și o să punem 125 de grame de zahăr într-un bol. Unim cu untul. Biscuiții sunt foarte simpli și foarte buni. Unim cu untul, adăugăm și praful de sare. Așa. Și amestecăm. Amestecăm bine. Vedeți că untul este moale, este la temperatura camerei. Îl scoateți înainte și lăsați la temperatura camerei și l-amestecăm bine cu zahărul. Eu am deschis și cuptorul. Astăzi o să ne jucăm cu biscuiții. Așa. Și amestecăm bine, bine. Acum o să adăugăm și oul. Îl punem așa în compoziția de unt cu zahăr. Și amestecăm în continuare. Amestecăm bine, bine. Cam așa. Vedeți? Așa trebuie să iasă, ca o spumică. După ce a ieșit ca o spumică, ia uitați cum e. Vedeți? Adăugăm făina. Și cu făina o aducem treptat, puțin câte puțin. Și cu praful de copt. O să punem praful de copt. Și o să punem puțin câte puțin din făină. Și amestecăm. Aluatul trebuie să se odihnească, măcar o jumătate de oră. Și noi în acest timp o să lăsăm câteva minute. Cât timp se odihnește aluatul, noi o să tăiem ciocolată bucățele. Amestecăm bine.
compoziția începe să se formeze. Trebuie să avem un aluat destul de tărișor, nici prea mare, dar nici prea tare, să fie potrivit. Mai adăugăm puțină făină. Deci eu în bol mi-am pus 350 de grame de făină. Și la sfârșit cântărim și vedem cât ne-a rămas. Și depinde și de făină, cât este de uscată, cât este de umedă. Sunt mai mulți factori. De aceea o adăugăm făină puțin câte puțin, puțin câte puțin. Și dacă se întâmplă să adăugați mai multă făină, ori mai adăugați puțin ou sau 2-3 linguri de lapte puteți adăuga în compoziție și nu se întâmplă nimic. Dacă este cam moale, mai adăugați puțină făină. Așa. Aluatul este încă moale. Vedeți? Mai adăugăm puțină făină. Și amestecăm în continuare. Amestecăm. Aluatul este destul de moale. Îl putem frământa și pe masă. Eu am să pun puțină făină pe masă și o să-l frământăm pe masă. O să-l punem aici. Așa. Ca să vedeți mai bine consistența. Se vede că este destul de moale. Și noi o să adăugăm făină. Și aluatul la sfârșit nu trebuie să se lipească de degete. Aici avem ciocolata. Încă puțină făină mai adăugăm. O să-ți facem biscuiți umpluți cu ciocolată. Aproape este gata. Încă este destul de moale. Ia uitați cum arată. Este moale. Și o să mai adaug puțină făină. Strângem făinuța. Aluatul se simte la mână când este gata. Ia uitați. Am să mai pun puțină. Deci au intrat în jur de 300 de grame de făină. Eu am avut în aici 350. Așa. Am să dau deoparte. Aluatul este gata. Am să-l dau deoparte și am să-l las la odihnit și între timp o să tăiem ciocolata. Adunăm toată făinuța. Iată. Aceasta este consistența la luat. Vedeți? Și îl lăsăm aici în față ca să se odihnească puțin. Și noi o să tăiem ciocolata. Aici am 100 de grame de ciocolată. Thank you.
o să tăiem ciocolata bucățele mici, mici, mici. Așa, am mărunțit bine, bine ciocolata. Și acum să începem. Am să dau deoparte. Folie de portocală și de lămâie. Am uitat să punem esența. O adăugăm acum. Și amestecăm. Că nu se întâmplă nimic. Așa. Acum am văzut borcanul pe masă. Așa. Ne ajutăm cu puțină făină. Am uitat noi să punem esența. Coaja de lămâie și de portocală. Așa. Să punem în tot aluatul. Se mai întâmplă. Acestea sunt emoții indirect. Ia să amestecăm așa bine. Să distribuim bine toată esența, toată coaja de lămâie și de portocală. Ca să fie biscuiți aromați și buni. Așa. Acum împărțim aluatul. Presurăm puțină făină și întindem. Aluatul trebuie să se odihnească, v-am spus, cel mult o jumătate de oră. Dar noi o să facem așa, că am să vă arăt cum se fac. Că nu avem timp. Așa. O să punem puțină ciocolată peste. Acum fiecare pune după gust și după cât crede că dorește ciocolată, cât de multă ciocolată dorește. Așa. Încercăm să luăm această foaie. Așa. O să punem aici deasupra. Întindem. Acum o să tăiem cu o formă pătrată. Așa, biscuiții noștri. O să-i punem într-o tavă. Așa.
am nevoie de puțină cacao. Aici mi-am pregătit o tavă unde am să pun biscuiții. Ia uitați, așa arată. Și punem în tavă, unul lângă celălalt. Și apoi o să-i dăm la cuptor. Deci, aceștia sunt biscuiții și eu mi-am adus aici două forme, o inimioară ca să le facem pentru fetițe și aici, ia uitați, de leuț, o lăbuță. Și o să dăm prin cacao. O să dăm prin cacao, ia să vedem dacă se lipește și o să punem așa peste. Ia uitați. Acum am să-i dau la cuptor. Între timp o să facem alții ca să vă arăt și cum sunt gata copți. Bag la cuptor acum la 180 de grade, 15 minute. Controlăm și să vedem. Și între timp o să facem alți biscuiți. Așa. Cu ce ne-a rămas și cu asta o să amestec. Și acestea o să fie amestecați cu ciocolată. Așa. Întindem bine. Îmi pun puțină făină pe masa de lucru. Și întindem. Așa. Aici am o altă formă. Ia uitați. Cam așa arată. Două părți goale și două părți închise. Și tot așa am să dau un cacao și după aceea am să tai. Să vedem dacă se lipește. Așa. Ia uitați aceștia cum o să iasă. Așa. Deci nu se aruncă nimic. Folosim totul. Așa. Tot la fel, o să dăm prin cacao.
și tăiem cu o formă. Dăm din nou prin cacao și tăiem. Așa. Ia uitați. Acum luăm așa din nou. Să vă mai arăt și altă metodă. Deci luăm și facem un sol. Și întindem cu sucitorul în stânga și în dreapta. Și acum putem umple cu ciocolată și punem puțină, puțină. Acum întoarcem laturile din exterior spre interior. Am închis așa bine. Hai să mă uit la biscuiți. Au crescut puțin. Așa. Și acum tot cu această formă de inimioare o să venim deasupra. Se vede. Și cu un cuțitaș o să tăiem. Și o să avem așa biscuiți, această formă, cu ciocolată în interior. Presor puțin o făină ca să nu se lipească. Cum vă spuneam, aluatul trebuie lăsat la odihnit. În momentul când este lăsat la odihnit, este mai elastic și se lucrează mult mai bine.
Așa. Iartați. Inimioare. Biscuiți. Biscuiții. Abia scoși din cuptor. O să-i punem pe ceilalți. Biscuiți umpluți cu ciocolată. Aceștia sunt prime, sunt calzi, sunt fierbinți. Cum arată în interior, cu ciocolată. Nu trebuie pusă nici prea mult, că copiii nu au voie de prea multă ciocolată. Eu sper că rețeta vă place și că o să o încercați. Este foarte, foarte simplă. Întoarcem aluatul. Astăzi ne jucăm cu aluatul. Cu aluatul de biscuiți. Și acum o să dăm niște rânduri deasupra cu furculița. Cu o mică presiune. Așa. Și avem 4 modele de biscuiți. Așa, și cu restul de aluat o să facem. Așa. Ia să-i și gustăm biscuiții, să vedem dacă sunt buni. Bun. O să pun deasupra toată ciocolata care mi-a rămas. Așa. Cum v-am spus, este foarte, foarte cald. Mi se lipește de degete. Și o să facem o mică presiune peste, ca să se lipească. Încercăm să dăm și pe margini. Așa.
Așa, acum ori puteți tăia cu o formă rotundă, triunghiulară, steluțe, cum doriți. Eu am să le tai, bucățele, pătrățele, ca să nu aruncăm nimic din biscuiții noștri. Așa. Și o să dăm la cuptor. Marginile las așa ca să sunt pentru casă și am să le las așa deocamdată. Cam așa arată. Ia uitați. Cu ciocolată pe deasupra, doar pe deasupra. Și au și în interior. Am pus ceea ce a rămas. Ia uitați. Așa. Și dăm la cuptor. Am să pun poze în comentarii. Să vedeți cum au ieșit. Acum am să dau la cuptor și aceștia sunt toți. Deci au ieșit aceștia, aceștia și aceștia dintr-o porție de aluat pentru biscuiți. Și cam 200 de grame de ciocolată. Acum fiecare pune mai mult sau mai puțin, depinde de fiecare. Cu acest aluat puteți face și cerculețe. Le coaceți separat și apoi le umpleți ori cu cremă, cu cremă de patiserie, cu dulceață. Este foarte bun, foarte, foarte bun. Eu sper să vă placă. Și dacă îi vreți mai să fie mai uscăței, după ce ați terminat toți biscuiții, cuptorul este încă cald, îi băgați pe toți și lăsați înăuntru până se răcesc bine de tot. Și atunci ei se usucă și sunt mai crocanți. Dacă nu, îi doriți mai mui, îi coaceți normal și scoateți afară. Vă plac, vă pup, la revedere și multă sănătate, o zi frumoasă! Pupici, pupici, pupici!